Încărcați cu daruri, reprezentanții cupon.ro au venit la micuții de la centrul de plasament Rotterdam pentru a le oferi câteva clipe de bucurie în preajma sărbătorilor. Având în vedere că urmează sărbătorile de iarnă și toți ne dorim să avem cât mai multe și noi care am putut să dăruim, ne-am gândit și la cei care ar avea nevoie de lucruri și care nu prea le primesc tot timpul anului. Și atâta timp cât am putut să ducem atât articole vestimentare, cât și de hrană și cât și jucării pentru cei mici, am încercat să facem tot posibil pentru a le duce astăzi aici și a face un Crăciun mai frumos. Aceste cadouri înseamnă extraordinar de mult, sunt binevenite și ne ajută foarte mult și copiii într-adevăr au nevoie și mulțumim în același timp oamenilor care s-au gândit la noi și care au vrut să ne dea din ceea ce au ei și noi nu putem decât să fim fericiți pentru că le-am primit. Și în ultimul rând, mulțumim celor de la SFM, Litoral TV și Gazeta Novodare pentru toate lucrurile primite. Copiii au rămas fără cuvinte atunci când au văzut cadourile. Vă mulțumesc pentru toate lucrurile dăruite, cât nouă și celor din jurul nostru. Ne vor ajuta mult, ne vor folosi și încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc în numele tuturor copiilor de aici din centru pentru toate lucrurile dăruite. Să vă invităm la spectacolul nostru de miercuri la Casa de Cultură și vă doresc sărbători fericite și multă cultură în suflet. Surprizele pentru copiii de la centrul micul Rotterdam nu se opresc însă aici. Marții vor pleca cu un autocar la aeroportul Mihail Cogălnicianu pentru a vedea avioanele și cum funcționează ele.